Incendiul s-a produs luni seara în orașul Salcea din județul Suceava. O fetiță de un an și două luni și fratele ei de 2 ani și 6 luni au rămas singuri în cameră, după ce mama lor a plecat într-o anexă pentru a încălzi o sticlă de lapte. Camera micuță, unde locuiau cei trei, era încălzită de un termoșemineu metalic. Alături, la distanță mică, era pus un suport pe care se uscau rufele spălate. Din motive deocamdată necunoscute, suportul cu rufe a căzut peste termoșemineul încins și materialele textile au început să ardă mocnit și cu degajări mari de fum. Cei doi copii au fost scoși în stare de inconștiență din casă de vecinii care au văzut fumul. Am găsit doi copii cu arsuri foarte grave, un copil de 2 ani care avea gaspuri agonice, intoxicat cu fum, cu arsuri la nivelul feței, la nivelul toracelui, și un copilaș de 1 an și câteva luni, o fetiță în stop cardiorespirator, acoperită toată de fum, nu mai respira, nu mai avea puls. Am început imediat manevrele de resuscitare, am reușit să o scoatem din stop cardiorespirator, să o resuscităm, însă din păcate are arsuri la nivelul aproximativ 70-80% din suprafața corporală și de căi aeriene, în stare extrem de gravă. Împreună cu mama lor, care suferise un atac de panică, micuții au fost transportați de urgență la Spitalul Județean. De acolo, fetița și mama ei au plecat cu ambulanța spre un spital din Iași. La Fălticeni, fetița a intrat din nou în stop cardiorespirator, iar după 2 ore de manevre de resuscitare, medicii au pronunțat decesul. Băiatul intoxicat cu monoxid de carbon a rămas internat în secția, în cadrul spitalului, în secția de pediatrie ATI, iar fetița cu arsuri prin flacăr gradul 3 și 4, aproximativ 75-88% din suprafața corporală, se ia legătura cu spitalul Iași, se trimite cu salvarea, dar în cursul transportului pacienta prezintă stop cardiorespirator, se încearcă manevrele de resuscitare care nu reușesc și este readus în cadrul Spitalului Județean decedat. Conform statisticilor, în România, în fiecare săptămână moare câte un copil în incendii. Pompierii atrag atenția din nou părinților să nu își lase copiii singuri și nesupravegheați, mai ales în preajma sistemelor de încălzire.